chiar dacă au o astfel de pregătire lingvistică, au fost învățați că semnificațiile englezești ale cuvintelor originale sunt ceea ce oamenii de biserică spun în mod eronat că sunt. Chiar și dicționarele și lexicoanele biblice au fost compilate de traducători pe baza înțelegerii lor mai degrabă decât pe sensul original al cuvintelor. Viziunea creștinismului despre lege a fost influențată de lupta de a-și defini propria identitate în afară de rădăcinile sale ebraice. Această luptă a fost purtată cu figuri puternice precum Marcion 130 după Hristos, care au negat validitatea Bibliei ebraice pentru credința și practica creștină. Îl iubea pe Rav Shaul conform interpretării sale speciale, dar Marcion ura Biblia. Chiar dacă biserica l-a numit pe Marcion eretic, punctul său de vedere despre lege a fost în mare parte acceptat fără a lua în considerare înțelegerea evrească a Torei. Spre deosebire de Marcion, atât Iahușua cât și Rav Shaul au apreciat foarte mult Tora, așa cum vom vedea. Martin Luther a avut de asemenea un impact negativ asupra teologiilor creștine, prin neînțelegerea lui Rav Shaul și dezvoltarea teologiei justificării prin credință. Potrivit lui Luther, credința a negat Tora. Tora era rea, imperfectă și trecătoare. Iudaismul, ca sistem religios, era rău și toți evreii vor arde în iad dacă nu acceptau pe Iahușua ca salvator personal. Luther era un antisemit la fel de înfuriat ca și Marcion. În antisemitismul său se reflecta clar în teologia sa. Din păcate, influența lui Marcion, Luther și altor de felul lor rămân cu noi până astăzi. Drept urmare, mulți credincioși neatenți au fost și continuă să fie învățați în mod eronat. Pe baza acestei istorii putem înțelege de ce suntem învățați astăzi că Tora este legea lui Iahua. Acesta este motivul pentru care oamenii din biserică au învățat că toate poruncile legii trebuie îndeplinite în toate privințele pentru ca cineva să aibă mântuire. Acesta este motivul pentru care oamenii din biserică au învățat că dacă cineva încearcă să respecte oricare dintre legi, trebuie să le păstreze pe toate. Acesta este motivul pentru care oamenii din biserici au învățat că Iahua trebuia să vină cu un plan mai bun de mântuire. Acesta este motivul pentru care oamenii din biserică au înlocuit cele două porunci ale lui Iahușua pentru a-L iubi pe Iahua și a-L iubi pe aproapele tău pentru întreaga Tora. Cumva, oamenii din biserică nu și-au dat seama că aceste două porunci sunt de fapt cuprinse în Tora. Devarim, Deuteronom 6:5, îl vei iubi pe Iahua, Eloahul tău, cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Levitic 19:18, îți vei iubi aproapele ca pe tine însuți, eu sunt Iahua. Deci, conform teologiei bisericii, dacă încearcă să păzească aceste două porunci ale lui Iahușua, trebuie să respecte toate poruncile pentru a fi mântuiți. Modelul de lege și terminologia sa. Din punct de vedere istoric, bisericile și traducătorii lor au folosit cuvinte preluate din profesia de avocat pentru a traduce cuvintele ebraice pe care Abba le-a ales pentru a descrie diferitele aspecte ale Torei sale. Cuvintele ebraice, precum Tora, Kvikvah, Chok și Mishpatim, sunt traduse cu diversi termeni legali, inclusiv lege, statut, ordonanță, reglementare, regulă și judecată. Desigur, toate acestea sunt atribuite lui Iahua, pictând astfel portretizarea tradițională a lui Iahua ca legiuitor și judecător. Ca avocat familiarizat cu terminologia juridică, am devenit din ce în ce mai tulburat de utilizarea acestor cuvinte juridice pentru a descrie sistemul de instrucțiuni iubitoare pe care Abba le-a dat poporului său în Tanakh, Vechiul Testament. Cuvintele legale ale oamenilor bisericii nu par să se potrivească cu Eloahul Bibliei și Tora lui pe care le văd revelate în scripturile ebraice. Iată câțiva termeni legali pe care oamenii bisericii și traducătorii lor
i-au folosit pentru a traduce diferitele cuvinte ebraice enumerate. Definițiile sunt prescurtate din Black's Law Dictionary, dicționarul standardizat utilizat de toți avocații din Statele Unite. Lege. Cuvântul ebraic Torah, plural Torot, este tradus de obicei drept lege. Legea este definită ca ceea ce este stabilit, ordonat sau stabilit. Legea, în sensul său generic, este un corp de reguli de acțiune sau conduită prescrise de autoritatea de control și având o forță juridică obligatorie, ceea ce trebuie respectat și urmat de cetățeni supuși unor sancțiuni sau consecințe juridice este o lege. Dreptul este o expresie solemnă a voinței puterii supreme a statului. Statut. Cuvintele ebraice kuchak și chok sunt de obicei traduse ca statut. Un statut este o promulgare scrisă formată a unui organism legislativ care declară, comandă sau interzice ceva. Ordonanță. Cuvântul ebraic chukat este tradus și ca ordonanță. O ordonanță este o lege locală a unei municipalități care prescrie reguli de conduită generale, uniforme și permanente și care guvernează aspecte precum zonarea, construirea, sănătatea, traficul și siguranța. Regulament. Cuvintele ebraice Torah, Mishpah, Chok și Chukah sunt uneori traduse ca reglementare. Reglementările sunt emise de diferite departamente guvernamentale pentru a îndeplini intenția legii. Agențiile emit reglementări pentru a ghida activitatea celor reglementate de agenție și a propriilor angajați și pentru a asigura o aplicare uniformă a legii.